Bogdan de la Casa Iubirii ia la rost toate cuplurile din emisiune. Cine e real și cine iubește fals? Este o relație toxică. Bogdan a spus care cuplu e real din Casa Iubirii și cine are probleme mari în relație. Bogdan este unul dintre cei mai carismatici concurenți care au fost în Casa Iubirii. Acesta a încercat o cunoaștere cu Rebecca, însă, din păcate, fără rezultat. Acum este într-o cunoaștere cu Denisa o altă fostă concurentă a show-ului matrimonial. Bogdan își dă cu părerea despre cuplurile din casa iubirii. Invitat la iculisele iubirii, Bogdan a luat la rând cuplurile din casă și și-a dat cu părerea sincer despre fiecare. Pe unii îi crede reali, dar pe alții nu chiar. Iată pe cine a complimentat și la cine a observat probleme mari în cuplu. Eu consider că mai este o flacără între Alexandra și Gagea. Nu consider că Robert și Julie sunt plictisitori, poate pentru unii care sunt mai activi, mai carismatici, cu poftă de viață. Ei sunt mai liniștiți, dar nu văd un lucru greșit în treaba asta. Sunt foarte frumoși împreună. Mi se pare că este o relație toxică între Roberta și Sebastian. Moldo mi se pare mult prea liniștit și serios pentru Teodora, a declarat Bogdan. Bogdan, încă îndrăgostit de Rebecca? Bogdan a avut o interacțiune cu Rebecca, însă Bruneta l-a ales pe Anton pentru a intra într-o cunoaștere. Acesta a dezvăluit ce sentimente îi mai poartă în prezent și de ce poartă un tricou cu chipul concurentei. Eu nu trădesc prima dragoste. Nu se uită niciodată. Am sentimente foarte mari pentru Rebecca. Nu pot vedea pe altcineva în raza ochilor. Mi s-a părut că sunt luat drept o opțiune. Rebecca este motivația mea. Tricoul cu Rebecca are o valoare sentimentală pentru mine. Regret că m-am retras și am avut orgoliu cu Rebecca, a precizat Bogdan. Laș culisele iubirii.